O embarcație turistică a dispărut în largul insulei Hokkaido din nordul Japoniei. Autoritățile au pierdut contactul cu vasul care avea 26 de persoane la bord după ce acesta a trimis un semnal de ajutor. se crede că ambarcațiunea Cazu se afla într-o călătorie turistică de 3 ore în jurul peninsulei și Retoco. Paza de coastă spune că a trimis bărci de patrulare și avioane militare și de poliție pentru a găsi nava. De asemenea, mai multe bărci de pescuit locale s-au alăturat căutărilor. Acestea, din urmă, nu au putut finaliza operațiunile de căutare, întrucât valurile erau foarte mari și puneau în pericol viața celor de la bord. Din cei 26 de oameni aflați la bord, doi erau membri ai echipajului și doi copii. Patru persoane au fost găsite de autorități și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, zona e declarată patrimoniu mondial UNESCO, iar excursiile cu barca sunt populare printre turiștii care speră să vadă balene și lei de mare, precum și urși bruni pe plajele stâncoase.